Nazaretul era un sat insignifiant, mărunt, micuț. Te gândeai, mă, dacă tot este asta cineva de undeva. Nu te gândești că a fi chiar din Nazaret și să fie chiar Mesia despre care vorbește tot Vechiul Testament. Și Domnul Iisus, primul lucru când îl vede, zice Bartolomeu, Natanael, uită, zice un evreu, un israelit, în inima căruia nu există vicleșug. Nu-i ușor cu oamenii ăștia care strântesc în față ce au de zis. Dar Dumnezeu te poate folosi și pe tine. Asta e treaba. Știți că noi de foarte multe ori zicem, mă, dar dacă e pocăit, trebuie să fie tot timpul așa, trebuie să mă trateze cu foarte multă blândețe. Știți că Dumnezeu ne folosește și în funcție de temperamentul nostru? Dacă unul e mai temperamental, Dumnezeu folosește și temperamentul nostru. Da? Temperamentul nu se schimbă în momentul când te pocăiești, doar se îndulcesc lucrurile alea mai amare din el. Următorul e Toma. Pesimistul loial. Da? Sunt categoria asta de oameni tot timpul pesimiști. Toma e omul care se așteaptă la înmormântări când Domnul pregătește învieri. Noi numim Toma necredinciosul, el n-a fost necredincios, el a fost pesimist. Și încă o dată mă regăsesc și în Toma de multe ori. De ce vă zic asta? Pentru că noi suntem români. Și uitați-vă la Toma. Îmi place de el, de ce vă spun că e pesimistul loial? Că în Ioan, capitolul 11, când Domnul vrea să meargă să-l vindece, să-l învieze pe Lazar, zice Toma la un moment dat, zice, să mergem, să murim împreună cu el. De ce? Pentru că Domnul le spune ucenicilor, zice, știți, Lazar, prietenul nostru, doarme. Și ucenicii zic, păi dacă doarme, s-a face sănătos. Da, Biblia ne spune că el când spune că doarme, se referea la faptul că Lazar era mort. Și atunci ceilalți ucenici intervin și spun, Doamne, nu e bine să ne ducem în Iudeea, că evreii vor să pună mâna pe tine să te omoare. Și Toma imediat se bagă în seamă și spune să mergem și noi și să murim împreună cu el. Acum, Domnul n-avea de gând să se ducă în Betania ca să moară, ci avea de gând să meargă să-l învieze pe Lazar. Domnul pregătea înviere, Toma se pregătea de înmormântare. Toma e omul ipohondru care la cea mai mică durere zice e cancer. Omul care își face toate analizele de nu știu câte ori și zice ori greșit doctorii, sigur e ceva rău. Toma e omul care întotdeauna vede, cât suntem? Nu sunt aici mai mult de 100 de oameni. Toma e ăla care zice, mă, n-are rost să ne apucăm că nu o să iasă. Degeaba. E omul care întotdeauna vede întunericul, vede umbra. Dar ce e bun la Toma și îmi place în atitudinea lui, e loialitatea lui. Zice, dacă tot mă pregătesc de înmormântare, mă duc și mor împreună cu Domnul Iisus. Și parcă îl văd pe Domnul uitându-se la Toma și zică, mă, Toma, de data asta nu e vorba de înmormântare, e vorba de înviere. O să participi la ceva ce n-ai văzut în viața ta. Lazar doarme, ne duce să-l trezim. Dar nu e vorba de somnul ăsta de zi cu zi, e mort și va reveni la viață. Dacă ești pesimist, dacă ești înclinat înspre negativ, a fi creștin, nu, n-aș vrea să te simți complexat, a fi creștin nu înseamnă tot timpul să zâmbești. Câteodată lumea noastră pocăiască, avem așa senzația asta și câteodată mă simțeam complexat, adolescent fiind și citind și eu niște cărți din astea așa mai negative și având și temperamentul ăsta de român și de toamnă, mă, aici numai te zâmbesc, toți sunt bucuroși, toți... Eu nu vă spun zâmbiți tot timpul, nu vă spun... Am făcut și eu greșeala asta de câteva ori. Bucurați-vă tot timpul, nu vă spun asta. Eu vă spun, urmați-L pe Hristos în fiecare clipă. Dacă Dumnezeu te cheamă, alege să spui da chemării Lui. Și Toma vine și spune Domnului după înviere, la un moment dat, se prăbușește la picioarele Lui și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și mai târziu e gata să moară ca martir de dragul Domnului Iisus Hristos. Poate că și tu ești exact din categoria asta care tot timpul vede negru, tot timpul vede negativ, cu înclinații înspre depresie și tristețe și toamnă și amărăciune și totuși Domnul poate face din tine un om cu atât de multă credință încât să fii gata să mor pentru Dumnezeu. Apoi urmează Matei Vameșu, expert în inginerii financiare. Dar Dumnezeu îl schimbă, nu rămâne așa, să știți. Adică nu poți să...
rămâi expert în inginerii financiare și să rămâi ucenicul lui Iisus. Dar poți fi din categoria aceea de oameni care au făcut o grămadă de lucruri rele, să te uiți tot timpul la trecutul tău și să zici, bă, eu nu mă încadrez acolo. Acolo sunt pocăizi, din aia care toată viața lor au fost la un standard de perfecțiune. Știți ce am învățat? Că de multe ori oamenii care vin din cele mai de jos medii, cele mai păcătoase, când îl slujesc pe Dumnezeu, îl slujesc cu o inimă plină de putere și pasiune, mai mult decât o facem noi, cei crescuți în familii de pocăiți. Am văzut de multe ori mai multă râvnă la oamenii care se întorc din afară. Am văzut mai multe lacrimi la botez în ochii celor care nu sunt crescuți în biserică. Și am văzut atâta dorință de a-L sluji pe Dumnezeu, mai ales în sufletul acestor oameni. Voi cei care ați crescut în biserică ați văzut toate lucrurile bisericii, și cele bune și cele nebune. Și de multe ori lucrul ăsta tinde să ne facă să nu mai avem aceeași pasiune pentru Dumnezeu. Vreau să spun ceva. Chiar dacă trecutul tău n-a fost grozav și chiar dacă până astăzi sau până mai ieri ai avut în viața ta o grămadă de lucruri rele, Dumnezeu te poate folosi cu putere. Mi-aduc aminte, am văzut oameni prăbușindu-se cu fața la pământ fără să fac niciun fel de chemare, venind la Hristos, fără să-i chem. Oameni care veneau din lumea interlopă. Stai de vorbă cu un copil de pocăiți și de multe ori... Și eu asta o spun din experiență proprie, că sunt născut în familie de pocăiți, crescut, și parcă e mai greu să te întorci la Dumnezeu așa. Pentru că treci prin toate experiențele negative pe care le oferă câteodată biserica. Biserica nefiind un loc perfect, pentru că e formată din oamenii ăștia pe care vi-am prezentat, care sunt fix ca noi. Cu toate că au avut un mandat unic, acela de apostoli. Astăzi nu mai suntem apostoli în sensul în care au fost ei. Suntem în sensul în care suntem împuterniciți și trimiși de Dumnezeu fiecare dintre noi. Iacov, fiul lui Alfeu. Uite încă un Iacov. Cine știa de ăsta? Știți cum a rămas în istoria bisericii? E trecut în rândul sfinților ca Iacov cel mic. De ce? A fost cel mai mic, probabil, la vârstă dintre toți ucenicii. Cam asta știm despre el. Acum, tradiția spune o grămadă de lucruri, dar nu asta e scopul. Biblia nu ne spune despre el decât atât. E un om mic, Iacov cel mic. Dar tradiția spune că ar fi murit crucificat. Și după el urmează un altul, la fel de cunoscut, între ghilimele. Este Levi, zis Tadeu. În altă parte, Biblia numește, parcă fără nicio legătură, Iuda, fiul lui Iacov. Levi, zis Tadeu, e cel anonim. Da? Tradiția ne spune despre el că ar fi murit străpuns cu săgeți. Dar în rest nu găsim în Biblie referințe cu privire la omul ăsta. Uitați-vă, doi unul lângă altul. Unul cel mic, altul un anonim. S-ar putea să fii în biserica asta, să fii pășit aici, ai 14-15 ani, nebăgat în seamă, nu sunt nici măcar părinții tăi cu tine aici și te gândești, bă, ce-ar putea Dumnezeu să facă cu mine? Dacă o să vă uitați în Biblie, veți vedea o grămadă de oameni din categoria asta. De fapt, majoritatea oamenilor care ajung să fie pe scena Scripturii sunt niște oameni mici, aparent neînsemnați, niște anonimi, dar care scriu istorie tocmai pentru că nu o scriu ei, ci pentru că o scrie Duhul Sfânt prin ei. S-ar putea până această zi să stai acolo undeva, pe o jumătate de scaun, ascuns undeva, poate vii la biserică, mai stai cu capul în telefon, mai îți vezi de ale tale și zici, oricum prin mine Dumnezeu nu va face ceva. Vii și tu să-ți faci norma într-o biserică mare, îți place aici că te poți camufla, nu zice nimeni ce trebuie să faci, îți vezi de treaba ta acolo, le-ai spus părinților tăi că ai venit la biserică, ai făcut și un selfie, te-or văzut, ești aici. Un om aparent mic, inclusiv în ochii tăi. Dar vreau să spun ceva. Dumnezeu poate face lucruri mari cu viața ta. Un om nebăgat în seamă, nu știu dacă te-o băga cineva în seamă. Noi avem acum oameni care trebuie să te bage în seamă, e treaba lor. Când vii, dă mâna cu tine. Mai încerc și eu din când în când și la începutul programului, mai stau pe acolo, pe în spate, când îți pe aici, vă mai treziți cu mine în spatele vostru, mai dau mâna, de multe ori mi se întâmplă că mai dau mâna cu câte un băiat din ăsta de 14 ani, de 15 ani, întreb, mă, ce cauți aici, de unde ești? A, păi, taică tău, maică ta. Ei nu au venit astăzi la biserică, dar eu am venit aici, la voi, la biserică. Îmi place muzica, că e programul scurt, că nu ești tu. Asta nu a zis-o nimeni, o citesc în ochii lor. Da,
Următorul este Simon Cananitul sau Zelotul, un fanatic naționalist. Și Dumnezeu îl folosește și pe ăsta, un patriot. Era așa de patriot încât era gata să omoare de dragul națiunii lui Israel. Și interesant, v-am zis și altă dată că Domnul Iași îl pune lângă Matei Vameșu, prietenul romanilor, lângă dușmanul romanilor. Că asta e biserica, unitate în diversitate. Te așează Dumnezeu pe tine, care ai o grămadă de bani, în biserică, lângă unul care poate nici nu a făcut duș săptămâna trecută, să încearcă Dumnezeu credința. Te pune Dumnezeu în contextul ăsta și asta e frumusețea bisericii, această unitate pe care Dumnezeu o face între oameni care vin din culturi diferite, din medii sociale diferite, cu școală diferită, cu pregătire diferită și așează Domnul la aceeași masă. E fratele tău pentru care a murit Hristos. Pentru că în ochii lui Dumnezeu, același om care stă lângă tine, care poate în ochii societății nu contează la fel de mult pe cât contezi tu, din punctul lui Dumnezeu de vedere, are fix aceeași valoare cât ai tu. Și pentru el a venit Iisus Hristos să moară în lumea aceasta. Simon Zelotul, ultimul e Iuda Iscarioteanu, cel care l-a vândut pe Hristos. Și dați-mi voie să vă spun și pentru el. Deosebirea dintre el și ceilalți e că el nu mai vede nicio scăpare. S-a dus și s-a spânzurat. Întrebarea, l-ar fi putut ierta Domnul pe Iuda? Răspunsul simplu, da. Cred din toată inima asta. Nu discutăm aici chestiuni care țin de predestinare, că nu-i treaba acestei predici. Că e numit fiul pierzării și așa mai departe. Ci vreau doar să vă spun că toți ucenicii s-au lepădat de Hristos. Petru, parcă mai abitir decât ceilalți. Dar toți până la urmă se pocăiesc. Iuda refuză să se pocăiască. E un contraexemplu. Dar în același timp rămâne un exemplu pentru noi în această zi. Nu știu dacă te simți în dimineața asta că l-ai vândut pe Hristos într-un fel sau altul, îți garantez ceva. Dumnezeu te poate ierta. Nu-i cazul vreodată să spui, pentru mine nu mai există speranță, pentru mine nu mai există. E una din greșelile pe care biserica le-a făcut de-a lungul viacurilor, căzând în extrema legalismului și spunând, ăsta nu, ăsta da, ăsta nu, ăsta da. E adevărat însă, vreau să vă avertizez aici, există o înșelăciune a păcatului care aduce împietrire. Există o înșelăciune a păcatului care aduce împietrire. Păcatul care nu se iartă e cel de care nu ești gata să te pocăiești. Iuda nu se poate pocăi. E atât de blocat în el însuși, e atât de prăbușit în sine, încât nu vede nicio scăpare și spune Biblia că s-a dus și s-a spânzurat. Asta e diferența dintre el și Petru. E diferența dintre Saul și David. Dacă ne uităm la David, David are căderi parcă mai vizibile decât Saul. Și cu toate acestea, diferența fundamentală dintre cei doi e că unul știe să se pocăiască, iar altul nu. În toată istoria Bibliei vom vedea că diferența între cel iertat și cel condamnat e una singură. E faptul că unul știe să se pocăiască, iar altul nu. Ce anume aduce pocăința e altă discuție. Dar în această zi vreau să te fac să înțelegi. Dacă te simți păcătos înaintea lui Dumnezeu, te simți slab, uitați-vă la toată imaginea asta a celor chemați. Am fi putut predica despre fiecare în parte. Ei sunt biserica. Ei formează comunitatea lui Hristos. Și la ce cheamă Hristos? O să vă spun, sunt doar 5 cuvinte și mă apropii de final. Sunt 5 cuvinte. 5 cuvinte pe care Domnul Iisus le folosește când e vorba de chemare. Prima este vezi, al doilea cuvânt este roagă-te, primul cuvânt este vezi, al treilea este du-te, al patrulea predică și al cincilea fă bine. Sunt 5 mandate, dacă vreți. 5 cuvinte care descriu chemarea pe care Domnul o face ucenicilor, dar să știți că e valabilă și pentru noi astăzi. Vezi, roagă-te, du-te, predică și fă bine. Poate sună ciudat acest vezi, dar dacă vă uitați în Biblie și veți avea în fața dumneavoastră Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetele 36 și 37, scrie ceva acolo cumva,
Ceva ce reîntâlnim în Evanghelie de mai multe ori și pare doar o banală descriere, zice așa. Când a văzut gloatele. Când a văzut gloatele. Consecința e că după ce le-a văzut, ce scrie? I s-a făcut milă. Știți de ce nu ni se face milă? Pentru că nu vedem. Și când spun că nu vedem, nu mă refer la faptul că suntem orbi fizic. În Biblie, de fapt, de câte ori scrie Biblia că Iisus a văzut? Acum, nu se referă doar strict la aspectul exterior. Dacă m-ar întreba cineva, ai văzut pe cutare la biserică? Zice, da, l-am văzut, era acolo. Dar una este să te văd, uite, mă uit la tine în dimineața aceasta și văd doar ceea ce izbește privirea. Dar cei dincolo de aspectul ăsta exterior, eu nu văd. Știți de ce nu văd? Pentru că nu-mi fac timp să văd. Nu e neapărat atât de greu să văd. Dar pur și simplu, nu văd pentru că nu-mi pasă. Știți de ce suntem atât de puțini slujitori și chemarea lui Dumnezeu e atât de amplă? Adică e nevoia atât de mare și sunt oameni cu atât de multe nevoi și cei mai mulți oameni care vin la biserică preferă să nu slujească. Știți de ce? Pentru că mulți nu vedem. Și nu mă refer la vederea asta fizică, ci la faptul că preferăm să ne uităm doar la aparențe. Ce văd? A, l-am văzut pe ăla cu cămașa, așa. L-am văzut pe ăla mai gras. L-am văzut pe ăla mai slab. L-am văzut pe ăla cu ochelari. L-am văzut pe ăla fără ochelari. Și totul se rezumă doar la ceea ce izbește privirea. Când îți vei face timp să vezi, dincolo de ceea ce izbește privirea, reacția următoare, spune Biblia, că i s-a făcut milă. Când vei obișnui, când te vei obișnui să vezi dincolo de ceea ce izbește privirea și vei vedea, de exemplu, că în colegul tău de la lucru e mai mult decât un simplu coleg, în șeful tău de la lucru e mai mult decât un simplu șef, în subalternul tău e mai mult decât un subaltern, colegul tău de la școală e mai mult decât un simplu coleg, este un om făcut de Dumnezeu care are un suflet și care are un viitor și care, dacă nu-i avertizat în privința viitorului, s-ar putea să se ducă în iad. Când vei vedea lucrurile dincolo de ceea ce izbește privirea, atitudinea ta în raport cu Dumnezeu și slujirea și chemarea pe care Dumnezeu ți-o face și cu nevoile pe care oamenii le au, dintr-o dată se vor schimba. Problema noastră e că suntem mult prea superficiali. Alegem să fim așa. De ce? Pentru că ne doare mai puțin. Ceea ce mă miră pe mine câteodată e faptul că alegem, suntem atât de orbi, inclusiv în legătură cu oamenii care sunt lângă noi. Și vezi oameni în biserică de foarte multe ori care au în familia lor oameni nemântuiți și ajung să nu le mai pese. Pur și simplu să nu le mai pese. De ce? Pentru că în momentul în care îți pasă, te doare și nimănui nu-i place durerea. Și fugim de durere, preferăm confortul. Și pentru că preferăm confortul, ne place să venim la programe care să nu ne deranjeze prea tare. Mă, cum a fost? Bine a fost. Ne-am amorțit o leacă conștiința și ne vedem mai departe de ale noastre. Nu vei sta niciodată la dispoziția lui Dumnezeu până când nu vei vedea. Și rugăciunea mea de fiecare dată e atunci când vin la biserică, Doamne, deschide-ne ochii. Mă rog câteodată exact ca omul ăla din Vechiul Testament, ca prorocul acela din Vechiul Testament care se roagă pentru slujitorul lui, Doamne, deschide ochii, fă să vadă că de partea noastră sunt mai mulți decât împotriva noastră. Și rugăciunea asta a mea este și pentru Biserica Lumina, și pentru fiecare om care vine în locul acesta, oameni dragi, chiar dacă bătălia asta pare câteodată pierdută, chiar dacă avem senzația că în societatea laică în care trăim, toată lumea e pe noi, ascultați-mă bine și toată lumea ar fi împotriva noastră, cei ce sunt cu noi sunt mai mulți. Și cel care este cu noi este mai tare, slăvit să fie numele Lui. Numai că noi nu ne-am exersat vederea asta care trece dincolo de lucrurile superficiale, dincolo de aparențe, vederea asta duhovnicească care ne mișcă inima, vederea asta duhovnicească care ne face să spunem, Doamne, iată-mă, sunt aici la dispoziția Ta, Doamne, sunt gata să-L ajut pe cel sărac, Doamne, sunt gata să mă duc să predic Evanghelia, Doamne, sunt gata să stau pentru Tine acolo, locul acela, în ungherul acela necunoscut și nebăgat în seamă de oameni, sunt gata să stau la dispoziția Ta. Însă pentru că vom prefera mai degrabă confortul și să nu ne doară și să nu ne pese și să ne uităm doar la aparențe, vom prefera să rămânem orbi. E primul lucru, vezi. Al doilea pe care îl evităm de multe ori. Domnul spune, rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Rugați-vă. Când Dumnezeu te cheamă, roagă-te. Da, e nevoie de tine acolo, știi să faci lucrul ăla, dar înainte de a-l face, roagă-te. Sărim
peste rugăciune de cele mai multe ori. Bă, și eu pot să fac treaba asta. Și te trezești că trebuie să faci un lucru în biserică și dintr-o dată ești împodmolit în el cu toate că știi să-l faci. De ce? Pentru că ai sărit peste rugăciune. Știi să faci treaba aia. E nevoie în biserică de făcut? E nevoie. Și totuși, de ce te-ai împodmolit? Pentru că n-ai făcut ce spune Scriptura aici. Pentru că ai făcut un lucru mânat doar de ceea ce ai vrut tu să faci. Sau mânat doar de nevoia care exista acolo. Rugați-vă, a zis Domnul. Rugați-vă. De ce? Vă aduceți aminte? Ucenicii știau ce să predice. Știau. Aveau pregătirea făcută, da. Ucenici înseamnă om care învață. Au învățat de la Domnul Iisus 3 ani și jumătate, au învățat. Și totuși Domnul le spune, înainte de înălțare, nu vă îndepărtați de la Ierusalim până când nu veți primi o putere. Nu plecați să predicați, nu plecați să slujiți, nu vă apucați de slujit până când nu primiți această putere. Înainte de a face ceva, oprește-te aici. În popasul acesta al rugăciunii, pentru că Biblia ne spune că atunci când în ziua de Rusalei, în ziua cinzecimii, ucenicii erau adunați toți la oaltă și ne spune Scriptura acolo în Fapte 1 și apoi în Fapte 2, dar în Fapte 1 spune că acolo în odaia de sus se rugau împreună. Înainte de a trece la următorul pas, când Dumnezeu te cheamă, oricare ar fi chemarea ta, orice faci, și că stai în parcare și orice faci. De ce? Pentru că te vei trezi în niște situații din care nu o să mai știi ce să faci. Roagă-te. Apoi, al treilea lucru, du-te. Unii rămân doar la faptul că văd, se roagă, dar nu se mai duc niciodată. Așteaptă întotdeauna să meargă alții și Domnul Iisus le-a zis să nu mergeți pe calea păgânilor, să nu intrați în vreo cetatea samaritenilor, și mai degrabă să vă duceți la oile pierdute ale casei lui Israel. Și ce înseamnă asta? Nu înseamnă că Domnul rezumă toată lucrarea de mântuire la evrei, ci se referă la faptul că există o anumită prioritate. Când te duci, nu le poți tu rezolva pe toate. Există o anumită prioritate. Atunci, la momentul respectiv, Domnul rezumă lucrarea aceasta de proclamare a Evangheliei la evrei. După aceea, spune, mergeți în toată lumea. Dar există întotdeauna o ordine a priorităților. Când Dumnezeu te cheamă să slujești, există niște priorități pe care trebuie să le urmezi. Noi suntem tentați, mai ales atunci când începem, să facem tot și după aia nu mai rămâne nimic. De fapt, în realitate, nu mai rămâne nimic dacă n-ai o ordine a priorităților, că nu le poți tu rezolva pe toate și nu le poți tu face pe toate. Apoi predică. Și asta e valabil pentru fiecare dintre noi. Toți trebuie să vorbim Evanghelia, toți trebuie să o proclamăm, toți trebuie să o spunem mai departe. Era o vorbă cu care nu m-am împăcat niciodată, am auzit-o de foarte multe ori spunând că dacă... Suna ceva de genul, acum, nu știu, o parafrazez din limba engleză, dar pare mi se că am văzut-o pe net pusă de mulți, inclusiv în limba română, dar era luată în engleză, că majoritatea celor din această generație știu bine limba engleză. Era ceva de genul, proclamă Evanghelia și dacă e necesar... să folosești și cuvinte. Acum știu că sună profund, dar e greșită. De ce? Că întotdeauna e necesar să folosești cuvinte. De fapt, Domnul Iisus le spune foarte clar. Zice, propovăduiți. Și ce înseamnă să propovăduiești? Cuvântul folosit, cheruso, în grecește, acolo, este exact asta înseamnă. A spune, a vorbi. Nu există a... Dacă trebuie neapărat să folosești și cuvinte, poate suna așa, sună interesant, sună profund, dar e neadevărat. Evanghelia trebuie spusă. Trebuie spusă cu înțelepciune, trebuie găsit contextul potrivit, dar trebuie spus. Și apoi, fă bine. Apropiu de sfârșit, ca să vii să mă ajut, te rog, că avem și adunare generală. Fă bine, zice Domnul Iisus așa. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățați pe leproși, scoateți afară dracii, fără plată ați primit, fără plată să dați, adică nu pui taxă pe vreo slujire, și zice să nu luați nici aur, nici argint, nici... și le spune acolo, nu luați nici traistă pe drum, nici două haine, dacă ai două... Vedeți, asta e un mandat pe care Domnul îl încredințează ucenicilor lui, apostolilor. Și apoi le spune la final că-și vrednic este lucrătorul de hrana lui. Deci, pe de o parte,
în primă fază spune să nu luați bani, pe de altă parte, la final zice, vrednic este lucrătorul de plata lui. Pare că se contrazice, dar nu se contrazice deloc. Ce vrea să spună Domnul Iisus aici e un lucru simplu. Eu am să vă port de grijă. Eu am să vă port de grijă. Adică, voi faceți bine. Tot ce vedeți aici, observați, vindecați pe bolnavi. Nu toți bolnavii se vindecă, dar Dumnezeu ascultă rugăciunea câteodată și vindecă. Uite, numai aici, în biserica asta, dacă ar fi să dau câteva exemple când mă gândesc în momentul de față, dar Dumnezeu intervine așa cum vrea El. În urmă cu câteva luni de zile ne rugam pentru sora Corina, ea era în spital, vorbeam cu ea și îmi spunea că speră ca Domnul să o ia acasă și astăzi am văzut-o aici în biserică. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Simona, nu știu cum e băiatul tău, ne-am rugat și pentru el. E aici astăzi? Nu e aici. Ne-a rugat și pentru el, era într-o situație în care ne spunea că nu mai sunt șanse mari din punct de vedere medical, a fost într-o situație groaznică în urma unui accident și totuși astăzi este viu și Dumnezeu a lucrat în dreptul lui. Și sunt multe alte exemple dintre voi, dintre cei care veniți la biserică aici. Continuăm să ne rugăm pentru cei bolnavi. Continuăm să-i aducem înaintea lui Dumnezeu. Familia Buciuman, ne rugăm mai departe pentru Lavinia. Credem că Dumnezeu va aduce vindecare totală și în dreptul ei. Și în dreptul lui George, ne rugăm pentru micuțul Elias. Îl văd pe tata lui Elias aici. Săptămâna viitoare îl duceți joi seara. Joi mergeți la Cluj, nu? Ne rugăm pentru el. Joi va fi vreo intervenție sau doar îl duceți la control acolo? Ca Dumnezeu să se atingă de inima lui, nu? Dumnezeu să se atingă de micuțul Elias. Amin. Care e misiunea bisericii? Ea rămâne aceeași. Care a fost misiunea apostolilor? A zis așa, vindecați bolnavii. Înviați pe morți, le spune lor. Deci curățați pe cei leproși, scoateți afară dracii. Și toate celelalte. Acum, încă o dată, noi nu credem că în mod obligatoriu, dacă devii creștin, nu propovăduim o Evanghelie a prosperității și în mod obligatoriu toate semnele astea se împlinesc. Trăim într-o lume dominată de păcat, de suferință și de moarte. Dacă Dumnezeu alege din 10 oameni să vindece unul, dacă Dumnezeu alege ca 10 oameni, toți 10 să se îndrepte înspre moarte, acum știți cum e? Dumnezeu e Cel care are ultimul cuvânt întotdeauna. Treaba noastră e să facem ce a zis Domnul Iisus. Să facem cât putem mai mult bine. Dacă un om bolnav îmi cere să mă rog, mă voi ruga pentru el. Dacă un om nenorocit cere să-l ajut și pot să-l ajut, îl voi ajuta atât cât pot. Conștient fiind că, de fapt, eu am niște limite foarte clare. Nu vreau să proclam lucruri pe care eu nu le pot face. Pot să fac doar ceva. În mod absolut, fiind independent de Dumnezeu, să zic lui Dumnezeu, Doamne, aduc înaintea Ta acest om bolnav. Dacă Tu vrei să-l vindeci, Tu-l poți vindeca. Câteodată Dumnezeu, și de cele mai multe ori Dumnezeu alege să ne lase să trecem prin valea umbrei morții, prin încercări, prin necaz, prin durere, prin suferință. Asta e lumea în care noi trăim. Minunea este întotdeauna o excepție. Minune, de-aia se numește minune, că altfel nu s-ar numi minune. Minunea este o excepție în planul lui Dumnezeu. Pe ce anume se bazează? Pe un singur lucru, pe harul lui Dumnezeu. Pe favoarea pe care Dumnezeu o face în mod nemeritat. Pentru că dacă ar fi să calculăm așa strict după mintea noastră și zice, Doamne, din 10 oameni bolnavi, de ce doar unul se vindecă și ăilalți nu? Nu știu. Dacă m-ați întrebat pe mine, nu știu ce să vă răspund. Știu doar un lucru, că am încredere în alegerea lui Dumnezeu. Mai știu ceva, că viața asta nu se termină la mormânt. Și asta îmi dă cel mai mult speranță. Că viața asta, nu știu de ce ne legăm atât de mult de treburile astea, care țin doar de vindecările, care țin de lumea asta. Viața asta este doar un început. Ne așteaptă mult mai mult în viitor. De ce mi-a fi frică de faptul că trebuie să mor? Când știu că dincolo de moarte, mă așteaptă o veșnicie cu Dumnezeu. Așa că, până una alta, eu sunt chemat să împlinesc o misiune. Misiunea mea e să văd, să nu fiu orb. Misiunea mea e să mă rog. Misiunea mea să merg, misiunea mea să predic cât pot și misiunea mea e să fac cât mai mult bine, dar în dependență absolută de Dumnezeu. Care vor fi urmările? Care sunt consecințele?
Ne spune Domnul Iisus, nu vă așteptați să fiți primiți cu flori. Nu vă așteptați să fiți primiți cu aplauze. Nu știu de ce avem noi senzația asta, că oamenii ar trebui să ne primească bine. Domnul le spune, dacă cineva nu mă iubește pe mine mai mult, și citiți tot capitolul 10, dacă nu mă iubește cineva mai mult decât își iubește, chiar familia lui nu este vrednic de mine. Veți fi dați pe mâna dregătorilor, veți fi dați duși în fața judecătorilor, veți fi judecați. Zice la un moment dat Mântuitorul Iisus, chiar cei din familia voastră se vor ridica împotriva voastră și unii dintre cei care veniți aici la biserică știți despre ce vorbesc. Faptul că ți-ai asumat să răspunzi chemării lui Dumnezeu cu da și i-ai spus lui Dumnezeu, da, Doamne, vreau să te urmez pe tine și ți-ai pus numele pe lista pentru botez, ba mai mult, îl slujești pe Dumnezeu cu abnegație în fiecare zi, poate ai chiar în casa ta, în familia ta, pe cineva care își bate joc de tine și tot timpul îți spune piedici, spiritual vorbind. Vreau să spun ceva în această zi. Astea sunt consecințele, citiți-le, sunt acolo, nu vi le prezint pe toate, că sunt multe. Zice, Domnul, vă trimit cum? Ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Da, dar dacă sunteți niște oi în mijlocul lupilor, zice, vă trimit, dar fiți înțelepți. Îmi place expresia asta, înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbei. E o imagine extraordinară. Adică nu trebuie să fim cumva, să căutăm persecuția, să căutăm chestiile negative, dar fiți conștienți de ele. Fraților, mai mult ca niciodată, spun Bisericii Lumina asta, pentru că și noi am trecut printr-un episod nu foarte fericit, acum o lună de zile aproximativ. Acum, mai mult ca niciodată, nu vă așteptați ca biserica să fie aplaudată. Nu așteptați ca oamenii să vă vorbească de bine. Noi nu suntem aici ca să facem pe placul oamenilor. Suntem aici să fim pe placul lui Dumnezeu. Nici nu căutăm persecuția cu tot din adinsul, că există și extrema aia. Nici nu avem mania asta de a ne autovictimiza, de a spune că toată lumea ne vrea rău, nu. Dar în același timp sunt perfect conștient că trăiesc într-o lume căzută în cel rău, că stăpânitorul lumii acesteia și a forțelor întunericului este diavolul și care lucrează împotriva bisericii și va lucra până la sfârșit. Fiți conștienți de asta. Biblia spune acest lucru. Nu te aștepta ca, nu știu, colegii tăi de la școală să aprecieze faptul că tu nu fumezi împreună cu ei, că nu te duci unde se duc ei. N-aștepta laude din partea lor pentru asta. Așteaptă-te la ce spune Scriptura aici. Dar mai zice Domnul Iisus și cu asta voi încheia. Mai zice ceva. Dacă cineva se va rușina de mine în fața oamenilor și eu mă voi rușina de omul acela în fața Tatălui. Domnul zice, de ce să vă fie frică? Și le dă îndemnul la curaj, la final. Temeți-vă mai degrabă de cel care vă poate pierde și trupul și sufletul. Nu vă temeți de oameni. Și când veți ajunge în fața autorităților, spune, și veți fi persecutați, spune Domnul Iisus acolo, extraordinar, le spune ucenicilor lui, nu vă gândiți la ce urmează să spuneți. Asta nu e un îndemn pentru aia care se pregătesc la predică și nu vor să se pregătească că o să le dea Duhul Sfânt, ci se referă la contextul în care ești persecutat. Când va trebui să stați în fața autorităților, zice, mi se pare în versetul 19, și nu veți ști ce să spuneți. Vi se va da pe loc. Și acolo în versetul 20, așa de fain, zice, Duhul Tatălui va vorbi prin voi în momentul acela. Când la școală, în jurul tău, vor fi oameni care să-ți bată joc de tine, când colegii tăi vor râde de credința ta, când în societatea în care trăiești vei fi văzut ca un înapoiat și că lucrurile pe care tu le faci sunt absurde, vor fi catalogate ca atare și oamenii te vor vorbi de rău și se vor comporta, poate nu neapărat fizic, dar vine vremea să știți că urmează și partea aia când se vor comporta fizic rău cu noi, când vom trece prin persecuție. Dar până una alta, când te vei simți într-un fel sau altul pus la colț, spune Domnul Iisus, nu vă temeți, nu vă temeți de oameni. Ce vă pot face oamenii? Iar când voi veți fi puși acolo și ăialalți vor râde de voi și vei suporta anumite consecințe pentru că tu alegi să trăiești în ascultare de Dumnezeu, în clipa aceea, Duhul Tatălui va vorbi prin tine, Dumnezeu o să-ți dea cele mai potrivite cuvinte. Și când ăialalți vor râde de tine și vei fi pus în situații în care, mă, nu știi cu înțelepciunea ta ce să răspunzi, Duhul lui Dumnezeu îți va spune ce trebuie să răspunzi.
Dar tu și cu mine suntem chemați să răspundem cu da chemării de a sluji pe Iisus Hristos cu putere în generația aceasta. Acolo unde Dumnezeu te-a așezat, Dumnezeu te cheamă și pe tine, așa cum cei 12 au fost chemați să stai la dispoziția Lui, n-ai nicio scuză să spui nu. N-ai nicio scuză să spui, oh, nu am caracterul cum ar trebui, n-am temperamentul bun, n-am pregătire destulă, nu, oamenii ăștia au fost pescari, unii dintre ei n-au avut prea multă școală, nu poți să spui, sunt un anonim, nu mă bagă nimeni în seamă, unii dintre ei au rămas anonim toată viața lor, cu toate că au făcut parte din grupul celor 12. Și tu, acolo unde ești, poți să stai la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu poate face lucruri extraordinare prin tine și poate Dumnezeu prin tine să se manifeste cu putere. Aș vrea să încheiem această zi cu o rugăciune. Nu mai facem nimic altceva. De data asta facem doar o rugăciune. Știu că în mod obișnuit ar fi trebuit să vină trupa aici în față, dar pentru că urmează și un timp de adunare generală, vreau să fac doar o simplă rugăciune. Și o să fac rugăciunea asta cu voi, invitându-vă să vă ridicați în picioare. Dar am o rugăminte, pentru că v-am oferit acest timp. Ar vrea niciunul dintre voi să nu vă grăbiți. Nu cred că vă așteaptă autobuzul pe care va dintre voi. În cazul în care vă așteaptă, puteți să vă retrageți. Altfel, în clipa care stă înaintea noastră, fără niciun alt motiv de atinge, fără niciun alt motiv care să atingă partea noastră sentimentală, aș vrea să ne rugăm. Acolo unde ești, aș vrea să stai cu ochii închiși. Și aș vrea să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă că am fost orb. N-am văzut ce ar fi trebuit să văd. Doamne, iartă-mă că nu m-am rugat. Și am slujit și m-am apucat de slujire fără să mă rog. Iartă-mă, Doamne, că sunt biserică de ani de zile și nu fac nimic. Iartă-mă, Doamne, că am fost laș atâtea ori și m-am uitat la consecințe. Iartă-mă, Doamne, și dimineața asta mă pocăiesc înaintea Ta și spun, Doamne, sunt aici la dispoziția Ta. Doamne, vin înaintea Ta cu Biserica Lumina, cu fiecare frate și soră, cu fiecare persoană din locul acesta. Doamne, stăm la dispoziția Ta în dimineața aceasta și Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Binecuvântează-ne cu prezența Ta. Doamne, secerișul e atât de mare, lucrătorii sunt atât de puțini. Ne rugăm, Doamne, Tată din ceruri, scoate lucrătorii Tăi. Tu ești Domnul secerișului. Doamne, Tu știi câte nevoi există și în poporul acesta. Tu știi câte nevoi există aici la Oradea. Tu știi câte lucruri trebuie făcute și sunt atât de puțini oameni, Doamne, cu inimă după inima Ta. Sunt atât de puțini oameni mișcați așa cum ai fost Tu mișcat. Sunt atât de puțini oameni care se uită la popor cum Te-ai uitat Tu la Ierusalim într-o zi și ai plâns în dreptul Ierusalimului și ai zis, o, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut Tu astăzi vremea cercetării Tale. Doamne, pune noi inima asta care să fie după inima Ta. Te rog, Doamne, ajută-ne să ne împlinim misiunea. Fiecare dintre noi avem o misiune specială. Știm, Doamne, că cei 12 au avut misiunea apostolatului, o misiune unică în istoria bisericii, dar în același timp, Doamne, știm că și din noi, din niște oameni care învață, ca niște ucenici, faci niște oameni pe care îi trimiți și vrem să stăm la dispoziția Ta. Doamne, vrem să stăm la dispoziția Ta în familie, la locul de muncă, la școală, acolo unde ne-ai așezat, Doamne Dumnezeule, vrem să stăm la dispoziția Ta, să predicăm, să spunem despre Tine altora și să facem cât mai mult bine, să ne rugăm pentru bolnavi și Tu să vindești bolnavii dacă vrei și dacă nu vei vindeca, Doamne, să-i ajutăm cu ceea ce putem, așa cum facem în locul acesta, să-i sprijinim moral, să fim alături de ei. Doamne Dumnezeule, știm că Tu ești Dumnezeul minunilor. Știm că Tu rămâi același Dumnezeu care poate lucra și astăzi, dar în același timp, Doamne, în suveranitatea Ta și în providența Ta, Tu ești Cel care alegi cum să lucrezi în dreptul fiecărui caz în parte, dar Te rugăm, Doamne Dumnezeule, ajută-ne pe noi să stăm la dispoziția Ta și să facem cât mai mult bine putem. Doamne, îți mulțumesc! Îți mulțumesc că vei face în viața noastră să fim mai curajoși. Iartă-ne că de atâtea ori fricoși am ieșit ca niște oi în mijlocul lupilor, dar n-am fost destul de înțelepți. Și ne-am avântat prostește și am suportat consecințe, poate câteodată din cauza prostiei și neascultării noastre. Iată-ne că n-am fost câteodată nevinovați ca porumbeii, ci ba, dimpotrivă, câteodată avem și noi vinele noastre. Dar Te rugăm, Doamne, ajută-ne să nu ne fie vreodată rușine de Tine. Pentru că vrem ca într-o zi
când vom sta în fața Tatălui, să spui: Tată, El este omul pentru care mi-am dat viața. El este Cel pentru care am murit la Golgota. Și astăzi îl prezint înaintea Ta, pentru că și-am plinit misiunea la care a fost chemat. Și-am plinit-o în mod imperfect, că a fost un simplu om. Dar îți mulțumesc, El este încă un rod al suferințelor mele. Mă rog pentru fiecare dintre noi, niciunul să nu se piardă. Amin.